cadrul vizitei pe care o întreprinde la Câmpul Lung, delegația japoneză de la uzinele Toyota a asistat astăzi la o demonstrație auto organizată de Cesar Aro. Demonstrația s-a desfășurat pe muntele Mateiaș, un teren cu destule dificultăți. Mai multe amănunte despre această demonstrație puteți urmări în cadrul emisiunii Pro Offroad de joi 12 martie. Iată cam care era situația la bariera de cale ferată din centrul orașului, astăzi în jurul orei 13. Vorba aia, trenul vine, mașina vine, omul vine, trece cine poate. Da, cam așa. Cum primăvara se pare că și-a intrat în drepturi depline, orice bun gospodar aruncă o privire prin o gradă și trece la treabă, cu alte cuvinte, la curățenia generală. Deși cam timid, aleșii urbei și cei care răspund de întreținerea drumurilor publice au început plombarea străzilor, noi i-am spune peticire, care se face pe aici, pe colo, din păcate existând și locuri pe care pare să nu le vadă nimeni. Șanțurile și gropile rămase în urma instalării conductei de gaze din fața spitalului municipal constituie adevărate capcane pentru automobiliștii Câmpul Lungului, ca să nu mai vorbim de latura estetică. Până la urmă, poate totuși le vede cineva. Vremea frumoasă a scos astăzi locatarii blocului P22 garsoniere din cartierul Grui la muncă patriotică. Se văruiau pomi, se săpau șanțuri pentru plantarea de gard viu, atât cei mari cât și cei mici, străduindu-se după puteri și pricepere să-și aducă contribuția. Avem grădină la țară, dar trebuie să ne ocupăm și de ceva aici la oraș. Un spațiu verde, o bancă, flori. Sperăm ca domnul primar să ne ajute în continuare, că ne-au promis că ne ajută și ne aduce niște gar viu, niște piatră pe aici. Văd că deja au început să facă parcălii și sper ca să se țină de cuvânt. Și domnul primar, domnul viceprimar, doamnele care le vedeți lângă dumneavoastră au muncit până acum, sunt de la noi din bloc, au văruit, au greblat, au... Datoria noastră ca bărbații este să săpăm și să facem gardul viu pentru a fi frumos, o atmosferă mai frumoasă, un spațiu verde care e nevoie pentru copii, pentru a schimba atmosfera. În acest timp, peste drum, locatarii blocului pe 23 garsoniere priveau. Nici nu ar fi avut altceva de făcut, pentru că la ei nu există iarbă, ronduri sau pomi. Cu alte cuvinte, omul sfințește locul. Fotbaliștii divizionarei B Aro Câmpul Lung s-au antrenat astăzi pe terenul 2 din complexul CS Mușcelul, în condiții despre care imaginile vorbesc cel mai bine.
Cu toate acestea, tehnicianul Alexandru Popoviș spunea într-o discuție amicală că, deși nu îl mulțumesc aceste condiții, se bucură că a scăpat de suprafața de joc acoperită cu gheață, pe care își desfășura programul de pregătire mult mai greu. În schimb, Vasile Pavelescu, directorul clubului sportiv Mușcelul, ne-a vorbit despre viitorul acestei baze sportive. Pe stadionul 2 intenționăm să-l băgăm în refacere și în reabilitare, pentru că va fi impracticabil, s-a lucrat foarte mult pe el, va trebui să-l regazonăm și cel puțin anul ăsta nu se va mai intra deloc pe el. Se va lucra numai pe terenul 1, urmând ca în anii următori să putem să intrăm, să-l reabilităm și terenul principal. Liderii organizației lucrătorilor disponibilizați de pe platforma ARO s-au întâlnit astăzi din nou cu directorul general Iustin Preoteasa pentru o nouă rundă de negocieri privind plata salariilor restante. Întâlnirea a avut loc în biroul primarului George Bălan, care a fost prezent la discuții alături de senatorul Constantin Nicolescu și de consilierul local Marinică Fologea. S-a ajuns la o înțelegere foarte bună. Deci, după cum probabil că știți, zilele trecute s-au acordat la disponibilizații din iunie, ce mai avem să le dăm, la cei din decembrie le-am plătit luna octombrie, iar cu conducerea asociației astăzi am stabilit eșalonarea plăților restante. De salariile compensatorii? Nu am discutat acest subiect, o să-l abordăm la viitoare întâlnire. Până la data de 26 februarie, când avem adunarea generală, să purtăm o discuție clară cu conducerea ARO pentru a negocia și plățile compensatorii restante, plus alte două probleme care le avem la ora actuală: neplata concediilor salariaților care au fost disponibilizați conform codului muncii. După cum se știe, plata trebuia să fie făcută în luna decembrie, așa cum este scris în codul muncii, și să vedem cum rezolvăm această problemă. Problema salariilor restante, așa cum am cerut-o în documentul care l-am înaintat la Consiliul Local și conducerea ARO, le vrem până pe data de 1.06.2000. Presa centrală de astăzi a dat publicității situația financiară a uzinei ARO în anul 2004. Potrivit cotidianului Atac, în anul care a trecut, societatea mușceleană a avut pierderi de peste 4 milioane euro. Societatea ARO Câmpulung a consemnat anul trecut o cifră de afaceri de 279,2 miliarde de lei, 6,8 milioane de euro, puțin peste jumătate din nivelul atins în 2003, și pierderi totale de 177,3 miliarde de lei, 4,3 milioane euro, reiese din datele financiare ale companiei. Potrivit raportului financiar preliminar, ARO a avut în 2004 datorii totale de 416,7 miliarde de lei, 10,2 milioane de euro, și creanțe de 88,8 miliarde de lei, 2,1 milioane de euro. Societatea avea de achitat și 291,6 miliarde de lei, 7,1 milioane de euro, reprezentând plăți restante. Programul de reînnoire a rablelor va fi continuat. Guvernul intenționează să reia în acest an programul de înnoire a parcului auto prin acordarea primei de casare, probabil tot de 30 de milioane de lei pe autoturism. În principiu se vor păstra aceiași parametri, același număr de mașini și aceeași primă de casare, ca și anul trecut. Totul depinde însă de administrația Fondului de Mediu, instituția care finanțează acest program. În 2005, prima de casare a fost acordată pentru un număr de 15.000 de autoturisme. Directorul Mihai Toti a declarat că instituția pe care o conduce are bani pentru a asigura funcționarea proiectului în aceeași parametri ca și în 2005, însă așteaptă aprobarea executivului. Ar fi fost normal ca alegerile locale de la finalul lunii mai să-i stârnească pe politicienii locali să iasă în fața electoratului. Politicienii mușceleni însă surprind prin lipsa lor de inițiativă și probabil vor acționa abia pe ultima sută de metri și se vor întreba de ce electoratul îi sancționează. Activitatea partidelor politice din Câmpulung este superbă, dar lipsește cu desăvârșire. Cu câteva luni înainte de alegere, ai crede că agitația este maximă, însă avem parte de o letargie absolută. Partidul Democrat Liberal anunța în ianuarie că va organiza conferințe de presă săptămânal în ziua de miercuri.
s-au ținut de cuvânt 2 săptămâni, după care au tăcut din lipsă de subiecte. Au rămas astfel neconsolate curiozitățile mușcelenilor legate de lista candidaților la Consiliul Local, candidatul pentru primar Sorin Buta fiind singura certitudine a partidului. Dacă ar fi să ne luăm după zvonurile interne, candidatul Sorin Buta ar fi rămas fără câțiva politicieni din vechea gardă, unii retrăgându-se de bunăvoie ca Dan Poterașu, alții puțin forțați de împrejurări ca Marian Țăranu. În locul lor bat la porțile afirmării câțiva tineri care, în afară de ambiții, nu prea știu nimic despre politică, administrație sau strategii. Partidul Național Liberal se prezintă în fața presei sporadic, în funcție de evenimente, de personalități aterizate prin oraș cu motiv sau fără, sau în funcție de răutățile ziariștilor care mai scot din bârlog când e un reprezentant tânăr sau senior al mișcării liberale. La capitolul candidați nu este prea mare diferență față de PDL, în sensul că are candidat la primărie, Călin Andrei, dar nu are listă de candidați la Consiliul Local decât una nominală, despre care s-a afirmat că poate suferi modificări. În schimb, PNL stă foarte bine în propriul sondaj de opinie. Cea mai interesantă situație este cea a Partidului Social Democrat. Are 3 candidați la primărie, oficiali, Liviu Țăroiu, George Bălan și Grigore Stănescu, și încă vreo câțiva neoficiali. Negocierile se poartă nu la Câmpul Lung, ci pe undeva prin birourile Consiliului Județean și balanța, după cum spun unii socialdemocrați, s-a înclinat destul de mult în favoarea fostului director de la ARO, Liviu Țăroiu. Nici lista consilierilor locali nu este una definitivă și aici negocierile sunt deschise, fiind prea mulți concurenți pe locurile eligibile. Când s-a discutat despre Consiliul Județean, PSD a zbârcit-o din nou în sensul că a prezentat presei lista veche din anul 2004, care cuprindea inclusiv nume de persoane care astăzi sunt membri în alte partide politice. Partidul Conservator este în căutări după ce a pierdut un președinte prin demisie și a câștigat altul prin autoimpunere. Candidat are și nu are, deputatul Dragoș Dumitriu reflectând serios la posibila sa candidatură la primărie. Despre listă de consilieri este și mai greu de vorbit, pentru că nu sunt decât 2 nume, Ionel State și Manuel Zenovie, despre care se poate garanta că sunt membri de partid. Restul ori erau prieteni ai fostului președinte, ori nu aveau carnet de membru și deci nu și-au lăsat datele de contact la partid. Partidul Noua Generație surprindea presa cu anunțul făcut prin decembrie că are candidat la primărie și încă un candidat cu pretenții sindicale, Ilie Scarlat. Dar nu a durat prea mult euforia noii generații, pentru că a rămas brusc fără candidat și de atunci liderii tot caută și caută și nu mai apar în fața presei sau a electoratului cu nimic. De ne întrebăm și dacă mai există sau nu filiala locală a PNG. România Mare stă și ea sub semnul indeciziei. Marinica Fologea este candidat la primărie, dar pe ce consilier se va baza, cine îi va fi echipa, nimeni nu știe. Oricum avem o certitudine, anul acesta va fi ultima încercare de accedere la fotoliul de primar al lui Fologea. Până la alegeri însă, din partea PRM avem tot lipsă de inițiativă, doar un sediu nou-nouț într-o clădire veche și cu istorie. Pe total putem să și concluzionăm, ori politicienii sunt disperați și așteaptă ca șefii de la centru să le spună ce să facă, ori sunt atât de siguri pe forțele proprii încât nu au nevoie decât de luna strictă de campanie electorală ca să demonstreze cât de buni, serioși, plini de proiecte și implicați sunt. Alte partide nu mai sunt prin zonă sau, dacă ele există, activitatea lor nu există. Ar mai fi de amintit PNCCD, despre care am aflat din surse interne că membrii câmpulungeni au plecat în vizită la familia regală pentru a-l convinge pe principele Radu Duda să participe la alegerile pentru primăria Câmpulung. Locatarii unor blocuri din cartierul Vișoi sunt nemulțumiți de faptul că societatea Edilul CGA le-a asistat pentru câteva ore furnizarea apei, pentru că administratorul nu dorește să ia în primire o lucrare executată de societatea furnizoare de apă. Oamenii spun că sunt la zi cu plata facturilor la utilități și că această decizie luată de conducerea societății este abuzivă. Mai mult, aceștia sunt hotărâți să acționeze în instanță societatea pentru daunele produse pe 2 martie, ziua în care au stat fără apă potabilă și menajeră. Pentru simplu motiv că n-am luat în primire 2 apometre, nu putea să ne oprească apa, să țină fără apă atâția oameni, copii, poate și câte în ce situații au fost toate astea. Deci să vedeți și dumneavoastră, deci până ieri erau apometre într-o gaură acolo. Așa, și putea să cadă în gaură asta copii, putea să intre lume, putea să facă. Și nu putea nimeni să intre, nici să le citim acolo. Câte apartamente sunt în asociații? 130 de apartamente avem pe asociația noastră. Deci la 130 de apartamente avem personal 300 și ceva de în jur. Reprezentanții societății Edilul spun că decizia a fost legală. Conform programului, în data de luni,
le-a venit rândul și la aceste blocuri să fie contorizate. Pentru contorizare, evident că a fost nevoie să se oprească apa, s-au montat contorii, au apărut niște discuții neprincipiale din partea asociației de locatari care nu vrea să ia în primire acești contori care aparțin blocurilor respective. Ne luând din primire, bineînțeles că nu s-a furnizat apă potabilă. Odată ce au fost luați în primire acest contori, s-a furnizat apa potabilă. Asociația trebuie să se prezinte la SECEDIR să semneze anexa la contract privind dotarea blocurilor cu apometrii. Dacă nu se vor prezenta să semneze procesul verbal de primire, de predare primirea acestor apometrii și de semnarea contractului, bineînțeles că se va asista serviciul de furnizare apă potabilă. Tensiunea din cartierul Vișoi nu se va stinge atâta timp cât fiecare parte își va susține punctul de vedere și nu se va ajunge la un numitor comun. Delegația României, prezentă în perioada 12-28 februarie la Jocurile Olimpice de iarnă, a revenit azi noapte în țară. O parte din mușcelenii prezenți la Vancouver au ajuns și ei acasă, iar primele impresii le-am aflat de la antrenorul lotului de bob, Iulian Păcioian. Sportivii români și membrii staffului tehnic prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver au revenit azi noaptea acasă, fiind întâmpinați cu câte un trandafir alb de către reprezentanții Comitetului Olimpic Sportiv Român. Tricolorii s-au arătat în mare parte mulțumiți de rezultatele din Canada și totodată optimiști pentru următoarea ediție a competiției de la Sochi din anul 2014. Lotul de bob al României s-a întors fără pilotul Nicolae Istrate, plecat direct în vacanță în Statele Unite la prietena sa, atleta Diana Dumitrescu și ea din Câmpul Lung. Astăzi, la puține ore după ce a revenit acasă în Câmpul Lung, Muscel TV a reușit să stea de vorbă cu antrenorul lotului național Iulian Păcioianu despre evoluția foarte bună a elevilor săi pe cea mai rapidă pârtie din lume, la Whistler, într-o competiție de mare anvergură. Au fost 3 săptămâni minunate, între care 2 săptămâni de competiții, și suntem foarte bucuroși că am reușit să realizăm obiectivele propuse. În special ne-am autodepășit la bobul de 2 persoane, realizând pentru România un foarte bun loc 11. Au fost și foarte multe accidentări, au fost foarte multe răsturnări. Vă dați seama, cu nouul regulament nu ai voie rezerve și atunci s-au mai retras echipe de la antrenament. Chiar dacă la sfârșitul clasamentului apar numai 25 de boburi de 4 persoane, trebuie să știți că în concurs au participat 30 de boburi. O cantină modernă a fost inaugurată la sfârșitul săptămânii trecute la Colegiul din Nicu Golescu. Ineditul acestei inaugurări constă în faptul că ea s-a realizat la inițiativa elevilor cu sprijinul părinților. Asociația părinților de la Colegiul din Nicu Golescu a preluat o parte din propunerile copiilor legate de îmbunătățirea condițiilor din instituție și s-a mobilizat prin strângere de fonduri pentru a le finaliza. Vineri seara, elevii, părinții, profesorii, dar și primarul Călin Andrei au participat la inaugurarea noii cantine, care va asigura în condiții foarte bune masa atât pentru elevii din căminul liceului, cât și pentru ceilalți care vor dori să mănânce sănătos la prânz. Cantina unui liceu, așa cum le cunoaștem din anii 70, poate chiar mai devreme, cu mobilierul și toate alei specifice, cei care au urmat Nicu Golescu știau ce este aici, s-a transformat astăzi în ceea ce noi, profesorii și elevii noștri și părinții, suntem mândri să spunem că poate fi denumită cafeteria din Nicu. Este un concept nou, mai ales într-un oraș mic cum este al nostru, probabil orașele mari cunosc așa ceva. Este un loc în care elevii noștri vor servi masa de prânz, este un loc în care vor socializa, în care coeziunea socială va fi pe primul loc, mâncare sănătoasă, discuții, analize, vom organiza și mici evenimente aici. Este un spațiu modern care încă mai permite și încă avem de gând să mai adăugăm echipamente și să-l upgradăm și mai mult. Inaugurarea a avut și o parte festivă care a implicat tăierea unei panglici, iar cei care au oficiat momentul au fost principalii beneficiari ai cafeteriei, elevii colegiului din Golescu.
aur, argint și bronz pentru Camelia Poștoacă la cea mai importantă competiție internă de tenis de masă, campionatul național individual pentru seniori. Mușceleanca a câștigat proba de simplu într-o manieră categorică. Jucătoarea de tenis de masă Camelia Poștoacă traversează o perioadă excelentă, chiar spectaculoasă, am putea spune. După bronzul obținut la Open-ul Ungariei, în urmă cu numai o lună de zile, Camelia a defilat pur și simplu la masa de joc la campionatele naționale individuale de tenis de masă pentru seniori, desfășurate la Buzău în perioada 28 februarie 1 martie. Pentru Camelia Poștoacă, mărțișorul a însemnat 3 medalii, aur, argint și bronz. Bronz la dublu mixt alături de Constantin Cioti de la CSM Buzău, argint la dublu feminin alături de Irina Ciobanu de la LPS Slatina și aur la individual. Prezentă luni seara în cadrul emisiunii Sport Plus împreună cu managerul clubului Gheorghe Pristavu, Camelia Poștoacă a povestit cum a decurs drumul său spre medalia de aur în competiția individuală, prima din cariera de senioare. Întâlnind-o pe Berni în semifinală, deși în anii trecuți tot am pierdut de fiecare dată. Și în finală și în semifinală. Și în finală și semifinală. Ea intra încrezătoare la masă, cred. Nu? Chiar a intrat încrezătoare la masă, pierzând eu primul set 11-4, cred. Și apoi revenind în joc și aducând victoria. 4-1. 4-1. N-a mai mișcat. Da. Apoi, îi venea să creadă să rămânem puțin aici? Da. Nu cred că era puțin șocată. Surprinsă. Apoi, întâlnind-o pe Eliza în finală, care după Open Ungariei, care a fost un meci foarte dificil și reușind eu să câștig, am crezut că va fi la fel de dificil sau poate mult mai greu, pentru că deja știa ce s-a întâmplat ultima dată, sau poate ei a fost și puțin frică, venind după, eu știu, câteva săptămâni și reușind să fac un rezultat surprinzător și pentru mine, un 4-0. De premierul Florin Câțu, prefect de Argeș, miercuri 3 martie, Emilia Mateescu a depus astăzi jurământul. Alături de ea au depus jurământul și cei doi subprefecți, Emanuel Soare și Lucian Ionescu. În ședința de guvern de miercuri, Emilia Mateescu de la USR Plus a fost numită prefect al județului Argeș. În aceeași ședință au fost numiți și cei doi subprefecți, Emanuel Soare și Lucian Ionescu, din partea Partidului Național Liberal. Astăzi, la sediul prefecturii, au depus jurământul. Eu, Mateescu Emilia, numită în funcția de prefect al județului Argeș, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Ionescu Lucian Mihai, numit în funcția de subprefect al județului Argeș, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Soare Emanuel, numit în funcția de subprefect al județului Argeș, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Emilia Mateescu are 37 de ani, fiind născută în Comuna Vlădești, absolventa Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung. Primul său job a fost cel de educatoare. A urmat apoi cursuri la două facultăți, administrație publică și drept, iar ulterior licențierii a îmbrățișat profesiile liberale, devine pe rând avocat, notar și executor judecătoresc. Este membru USR din 2017, convinsă să facă acest pas după ce a participat la protestele de stradă generate de ordonanța de urgență numărul 13. În cadrul emisiunii Jurnalul Administrativ, difuzată joi seară la Mușcel TV, s-a discutat despre ajutorul pe care municipiul Câmpul Lung l-a acordat cetățenilor ucraineni. Invitații lui Cătălin Butoiu au fost consilierii locali Andreea Ionescu și Alexandru Hagi. Reprezentanții autorităților locale câmpulungene au venit în sprijinul locuitorilor din Ucraina, care se află în stare de război. Aceștia au strâns alimente și alte produse necesare pe care le-au transportat deja la graniță. Una dintre persoanele care a însoțit transportul a fost consilierul local Alexandru Hagi, cel care a vorbit despre această acțiune umanitară în cadrul emisiunii Jurnal Administrativ, difuzată joi seară la Mușcel TV. La Suceava ne-am întâlnit cu niște oameni minunați,
de la ONG-urile locale de acolo, care organizaseră în parcarea lui Iulius Mol toată logistica necesară, transpaleți, stivuitoare, voluntari, folie streci. Acolo ne-am întâlnit cu mai multe tiruri, unul venit din Slovacia, care era încărcat plin acolo, doar ne-a așteptat să fim și noi gata. Un tir venit de la București din partea USR, alături de domnul Dan Barna. Am luat tot ce aveam în tirul nostru și în tirul de la București, am luat totul la mână din nou și am încărcat într-un tir de Ucraina, pentru că era foarte complicat logistic să treci cu un tir românesc în Ucraina și să te aștepți ca mașina aia să-și întoarcă în timp util de acolo. Sunt niște cozi imense, nu știu cât ar fi durat. Dar ne-am mișcat foarte repede. Ce să zic, noi am ajuns acolo dimineața, de la ora 9 ne-am întâlnit cu tirul, noi eram acolo de la 6 am ajuns de dimineață. La 9 am ajuns cu tirul la Iulius Mol, că na, tirul a făcut puțin mai mult pe drum. Și să zic, pe la ora 1 deja încărcasem tirul de Ucraina din prelată în prelată până sus, adică am pus ce erau paleții mai omogeni jos și peste ei am pus alți paleți și peste acei paleți am pus pemper și chestii, hârtie igienică, șervețele care erau mai moi, le-am pus până sus în prelata tirului. Și tirul a plecat la Cernăuți. Tirurile, de fapt, au fost mai multe. Am fost foarte, foarte mândru pentru că, ce să spun, din tirul ăla de Ucraina care a plecat, pe care l-am încărcat de aici, vreo 70% era din Câmpul Lung. Potrivit reprezentanților autorităților locale, sprijinul către cetățenii ucrainieni va continua fiind deschise două puncte de colectare în municipiu. Pentru că am văzut ce este acolo, știm ce trebuie făcut mai bine, mai organizat și cu cap. La fel și în chestiunea refugiaților. Am văzut, m-a surprins, este un centru de colectare, de fapt nu m-a surprins deloc, ce mai. Și Biserica Catolică, prin Asociația Caritas, s-a organizat un centru de colectare. Se strâng și cu siguranță o să fie din ce în ce mai bine, cred eu. Îmi transmite doamna primar că între 8 și 15 este centrul de colectare de la școală, da. Ca să nu se ducă cineva acolo la 6. Între 8 și 15, iar la primărie, din cunoștințele mele, cam non-stop. E parte da, exact, în situația noi în care... Noi ne-am dus sâmbătă seara târziu. Primărie întotdeauna a fost cineva indiferent. Pentru următorul transport, câmpulungenii sunt îndemnați să doneze alimente neperisabile, în special conserve, medicamente, bocanci noi, haine groase noi, închise la culoare.